Grea meserie, ciobănie, așa că dulăul Gruia este paznic de nădejde la cele peste 2000 de mioare ale baciului Aron Tănăsoiu din Mehedinți. Omul are deja 700 de miei și mai așteaptă cel puțin pe atât. Are o greutate de 6-7 kg de carne, chiar mai mult are viu, și până la pasă face de o greutate de până la 15 kg de carne, deci se fac destul de buni până în perioada Paștelui. Prima țintă a ciobanilor este desigur Paștele, sărbătoare pentru care vor scoate la vânzare sute de miei. Cum va fi preț? Nu știu. Nu. Pentru noi, dacă o fi mult, o fi puțin, noi trebuie să dăm miei, că avem nevoie de bani și oamenii ca de Sfintele Paști întotdeauna să-și ia orice năcăjit, un miel să-l aibă pe masă. Miei care îi vor rămâne baciului Aron vor fi vânduți arabilor în toamnă la prețuri și mai bune. Vând mai mult cu arabii și cei vând la arabii țin mai pe toamnă, mai încolo, țin pe vară și rețin și dau, că nu poți să-i tai pe toți. Baciul Aron speră să-și sporească turma și nu zice ba unui ajutor de la stat. Ne dă vreo 10 euro pe cap de oaie, dar eu am înțeles că prin țările europene ar da 28 de euro. Eu așa am auzit, dar dacă ne-ar da și nouă, cred că aș face și eu un saivan, aș face și eu niște condiții. La oi nu le-a ține în zăpadă cu alea așa. Când va da colțul ierbii, baciul și ciobanii săi vor urca de sagii pe măgăruși. Își vor duce oile la păscut în transhumanță. Este perioada cea mai frumoasă a păstorilor.